Bă, cine va face mă ăsta aici? A blocat ventilația. Gogule, ești prea gras ca să mai ieși? S-a întâmplat nimic. Aoleu. Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de Five Nights at Freddy's Ultimate Custom Night. Unde astăzi o să ne jucăm, după cum bine vedeți acolo pe ecran, Creepy Crawlies 1. Un challenge ce dorește să exagereze, așa să spunem, ideea de vent system și de duct system. Adică toți ăștia o să vină în sistemul acela de aerisire, după care ăștia de sus vin în ventilație. Habar n-am ce o să fie de capul acestui challenge. Cred că nu o să fie dificil, pentru că am observat că în acest joculeț challenge-urile care tind să aibă unul după nume sunt ușoare și ce este cu doi la nume este destul de dificil. În esență, o să jucăm toate challenge-urile acestea de pe partea dreaptă, o să le încercăm. Am văzut că mi-ați lăsat în comentarii challenge-uri făcute de voi cu nume, cu nebuneli, v-ați implicat acolo, dar din păcate nu voi juca astfel de challenge-uri, pentru că mă chinui degeaba și simt că nu primesc nimic în schimb, nicio recompensă, pe când atunci când fac challenge-urile acestea, primesc câte o steluță aici și îmi place cea că le sunt organizate. Desigur că nu sunt unele după altele, pentru că la momentul de față le facem pe cele mai ușoare. Mi-a zis de asemenea în comentarii, mi zicea cineva că vrea să mă vadă cum încerc Chaos 1, 2 și 3. Desigur că o să le încercăm după ce le terminăm pe astea mai ușoare, dar nu garantez nimic că o să trec aceste challenge-uri. Credeți-mă, m-am chinuit în prea multe jocuri de Five Nights at Freddy's să trec nopțile foarte, foarte dificile și chiar nu mai am chef de genul acesta. Adică, parcă nu e așa rewarding, nu primești o recompensă neapărat când mă chinui 10 ore ca să trec un challenge în Five Nights at Freddy's. Cred că înțelegeți la ce mă refer. Ok. Acum, hai să facem puțin cunoștință cu, sau să vă fac și vouă cunoștință cu acești animatronici. O să începem de jos, tipul acesta când faci gălăgie vine și sare direct peste tine, deci trebuie să nu faci zgomot. În momentul în care faci zgomot, bate el, așa face zgomot dânsul și știi că vine după tine. Dacă oprești zgomotul pe care îl faci tu, se oprește și el. Ăștia, toți la un loc cu elefantul, cu Mr. Hipopotamul și cu broasca și cu Ned Bear care arată ca Freddy cu ochii verzi. Sau ăsta are ochii verzi? Habar n-am, nu se vede de facecam-ul meu, nu mai contează. Ăștia toți vin din sistemul de aerisire, să-i spunem așa, sau nu știu cum se traduce în română, duct system. După care avem aici tipul cu marioneta, trebuie să-i ții muzica să cânte dacă se oprește și te omoară. Îl avem pe tipul acesta care vine prin ventilație și ăsta vine prin ventilație și ăsta și ăsta, mi se pare, toți. 1, 2, 3, 4, 5 sau câți naiva sunt? Nu, 4. Ăsta are... Nu reacționează, acționează puțin ca JJ, în ideea că ți intră sub masă și începe să facă zgomot. Ok? Dacă nu închizi repede tableta, când îți apare pe tabletă sau ceva de genul, tipul acesta nu vine prin sistemul de ventilație. Vin 5 în sistemul de aerisire, 5 în sistemul de ventilație și cam ăștia sunt toți. Nu știu, că am discutat despre fiecare în parte. Ăsta ar fi cam cel mai periculos, Mangle, pentru că dacă uiți să îi activezi capcana în sistemul de ventilație și trece de dânsa, se va lipi de ușița aceea din fața ta și dacă nu o dacă o deschizi, vei pierde. De ce nasol? În ideea că, de exemplu, dacă a trecut de la bun început, ai pierdut. Vedeți ușița aceasta? Trebuie să o țin permanență închisă odată ce el a trecut de acest vent snare, care nu știu cum se traduce. Asta care arată ca Foxy. Bun. Hai să vedem. Deci la cam system ne interesează camera 4, pornim muzicuță. La duct system ne interesează să-i tragem pe toți într-un loc, eventual ar fi ceva de genul acesta și în mare parte nu se mai întâmplă mare șmecherie. Vedeți, apare acolo și mă enervează. Dacă fac așa... Okay. O să deschidem și generatorul. A plecat nemernicul, oprim asta. Nu ne interesează căldura. Să deschidem acolo, că ne vine unul. Oh my god, aveam asta închisă. Bă, dar prost sunt. Sunt prost alău rău de tot, să-mi bat piciorul. Dar e ok, trecem și cu 59, nu ne afectează deloc. Nu ne afectează foarte tare. Oh my god, ăștia vin din ambele părți. Nu, pleacă de aici. God damn it. Ok. Perfect, a fost aproape aia, am uitat să apăs. Ok. Se aude zgomotul. Am oprit?
Nu mai facem nici noi zgomot. Oh, a intrat prin sistemul de aerisire cumva. Difficult to see on the vent radar. He will make his way toward your office. Listen for the sound cue. Oh, squeaking metal. Then close the vent. Deci ăsta era mă care s-a auzit, așa că nu știam. Am auzit un sunet pe care nu l-am recunoscut. Deci tipul acesta nu îl vezi pe monitor. Trebuie să te orientezi după sunet. Ok, am înțeles. Și nu știu dacă am zis la începutul episodului pentru că am uitat sau nu, dar chiar vă mulțumesc pentru cele 9000 de like-uri de la episodul anterior, băieți. Chiar mă bucur să văd că vă place seria și că mă încurajați acolo cu câte un like. Măcar like-urile voastre mă mai așa motivează ca să mă chinui la unele challenge-uri mai grele, să spunem. În duct system, ia uite cum sunt toți. Este închis acolo. Pa, pa, pam. Ok. Hai să oprim ventilatorul. Nu se întâmplă prea multe aici. Adică nu ai foarte multe lucruri de făcut. De asta spun că este un challenge ușor. Înțelegeți? Uite-te și tu. Trebuie să mă uit pe 2-3 monitoare și aia e tot. Stau degeaba. Ca să înțelegeți voi la ce mă refer. Dar trebuie să fiu cu mâna pe W. W închide ușița aceasta. Când mai auzi zgomotul, să închid. Înțelegeți? Și să nu mă mai repet cum înțelegeți. De asemenea, avem foarte multă energie în acest challenge. Am uitat să vă menționez că apare tipul ăsta care... trebuie să-ți pui masca. E prea ușor challenge-ul, adică... Dați-mi voie să încerc de 5, 6, 7, 8 ori și 100% trec, așa cred. God damn it, am uitat să... Am uitat de... Zi să-i zic. Am uitat să dau muzicuța. Ok, ok. Mă concentram acolo să fiu sigur, pacă, îți vin din mai multe direcții și trebuie să te gândești, băi, deschid partea pe, o deschid pe stânga sau pe dreapta, care ajunge primul dintre ei, și mă concentram la altceva. Am uitat de asemenea că putem să deblocăm un nou office. Ah, ne l-a deblocat deja la 2000 score și am făcut 2000 de recută, după care la 5000. Ok. Poți să-ți faci challenge-urile tele și să zic așa, și să-ți faci singur scorul. Și să ajung și la scorul 8000 fără să termin tot ce e aici. Dar nu vreau, vreau să le deblochez așa progresiv. Să primesc așa ca, ca un fel de recompensă, corect? Hai să mă uit la power-ups. Mi-ar plăcea ceva, nu știu cine. Prevents Didi, nu știu cine e Didi. Office starts at a cool 50 degree. Hai că începe cu mai multă putere, eu cam 6 de alea. Ok. Sexy. Ce părere aveți, veți? Vă place sau nu vă place? Băi, ești nebunii, nu mai trebuie să dau pe click pe cam system pe direct din vent? Atâta timp cât camera e setată aici? Asta e șmecher, nu știam. Deci nici măcar nu trebuie să dau click aici direct. Oh, asta face... Bă, e prea ușor challenge-ul ăsta, vă spun. Pe bune, dacă nu e ușor. Dar îmi pleacă nebunii ăștia și mă enervează. Dai-mă drumul. Dai-mă drumul, nemernicule. Hai să facem noi așa. Păi sunt toți în același loc în duct system. Ok, ăla o să treacă oricum. Bă, nu știu ce să zic, adică... Aba n-am. Vent system e bine. Ok. Trebuie să ne pregătim să închidem ușița, atâta tot. L-am blocat odată și mai vine unul. Ia uite, gata. Când se aude bătaia aia, a plecat. Ok, deci e unul noaptea. Am uitat să-mi iau notepad-ul ca să-mi notez la ce oră se face... Știți voi la ce mă refer? Spărim generatorul. Dăm restart aici. Totul e bine până acum. Deci, lucrurile merg ok, ora 2 dimineața. Și tot ceea ce facem e să așteptăm. Trebuie să fiu totuși puțin atent. Cred că l-am blocat pe unul în duct system. Oh! Cine era mă ăla acolo? Mânca aici gurița lui. A, ăla trece de zneier, așa e, să-mi bat piciorul. Ok.
Să facem așa. Că ăla dă bypass oricum. Învârte asta. Păi asta un mijloc, n-am nicio treabă. Ascultă. A lovit. Ok. Cară-te că nu mai e zgomot. Ce m-a speriat? Bă, cățaș! Nu fă d-astea cu mine. Că mă speriu. Ok. Bă. Să nu uit de music box, atâta tot. Să-mi bat piciorul, ăștia îmi vent sistem, duct sistem nu se mai mișcă. Ok. Vă spun, noaptea asta... Noaptea asta e foarte ușoară, dar următoarea? Fac pariu că e o foarte dificilă. Asta, dus pe acolo. Ai naibii de nebuni. Nici avem nevoie de generator, măcar. Cred că îmi complicam lucrurile singur cu generatorul. Uite-te câtă energie am. Ok. Adică îmi permit să țin ușa închisă. E deja patul. Și chiar nu mă interesează. Deci... Ăia în duct sistem nu se mișcă. Închidem repede tableta ca să nu ne intre sub masă. Opa. Perfect. Deci... Ei, când nu ajung la ușița asta și... Cineva s-a auzit. Stai. Perfect. Deci ei când nu ajung la ușița asta, dar ajung la asta, se aude la fel ca și când ajung la asta. Dacă are sens. La și 30 parcă se termină. Nu? No? Da, a fost easy challenge-ul. Easy peasy. Damn. Cel mai ușor challenge din joc de până acum, cred. 900 de puncte pentru asta? Wow, ok. N-a fost foarte, foarte dificil. Trebuie să ne gândim ce challenge vreau să fac acum. Să încerc să fac 2-ul sau să fac Bears Attack 2. Bears Attack 2 cred că are nevoie de un episod separat. Sincer să fiu. Ăsta pare dificil. Pare fucking dificil. Trebuie să închid ușa din stânga, trebuie să închid ușa din dreapta. Avem un ursuleț nou, avem pe Toy Freddy. Toy Freddy e și mai complicat, trebuie să te ocupi de el. Wow, Bears Attack 3 este incredibil de greu, fac pariu. Ok. Pe tensionurile l-am terminat, ceea ce mă simt mândru. Ladies Night, ha? Ne apare tipul ăsta, Nightmare Mangle. Purchase his plush toy from the price counter when he appears. Trebuie să colectăm foarte mulți bani, ne trebuie o jucărie pentru asta și pentru asta, altfel nu ne dispar din față. Creepy Crawlies 2, care e diferența? Hai să ne uităm așa mai exact. Oh, cine e ăsta? Afton. He will attack once per night, making a lot of noise. Ah, asta e ăla cu F-ul. Causing the light to flicker before attacking. Da, apeși pe F și... Ok. Presupun că hai să încercăm pentru prima și prima dată acest challenge. Și să-l mai încerc de 10 de ori până mi-este, presupun. Habar n-am. Mi-ar plăcea să fac câte 2 challenge-uri pe episod, dar nu știu dacă o să reușesc, pentru că devin complicate. Dacă... Înțelegeți voi ce vreau eu să zic. Ok. Ăla e deschis, e perfect. Căldura se face. Trebuie să apăs pe F în caz că vine tipul ăla. Atâta tot și... Ai... Oh my god, am uitat... Wow, ok, fix mi-am adus aminte că trebuie să... Ok. Am ajuns la ora 1. Vine ăsta de aici. Ok, l-am blocat. Come on! Perfect, era să mor. Oh no. You fucker.
aia trebuie să rămână închisă. Mai vine unul. Perfect. Trebuie tipul ăsta care seamănă cu Foxy să nu treacă. Dacă mi-a trecut de... Dacă mi-a trecut de chestia roșie, am pierdut. Perfect. O ducem bine. Știam, nu știu cineva fac, s-au blocat aici. Ceea ce e super. Stai că m-am încurcat, nu știu ce să mai fac, ești nebun. No! Mă enervează! God damn it! Uit mereu de tipul ăla. Bă, cine va face mă ăsta aici? A blocat ventilația. Gogule, ești prea gras ca să mă ieși? S-a întâmplat nimic! Aolea. Nu știu ce face ăsta, mâncai aici gura lui. Oh my god, bă, mă enervează challenge-ul ăsta. Băieți, îmi vine să plâng. Totul merge perfect în challenge, l-am la degețelul mic și apoi mi-apare rahatul ăla care spune că are de gând să mai mi-adauge un animatronic care nu face parte din challenge-ul ăsta, adică Rockstar Bonnie. When he appears in your office, search the cameras to find his guitar, click the guitar to send him away. Trebuie să-i fi căutat chitara, păi dă-mă să știu, mă mâncați așa, eu nu joc challenge-ul ăsta. Eu joc în challenge-ul ăsta, nu înțelegeți? E un animatronic aici care vine și ți-adaugă, cred că orice animatronic, la întâmplare. God, asta nu mai e challenge dacă mai îmi bagi alt animatronic de care nu știu. Ok, e două noaptea. Și o ducem bine, să știți. O ducem destul de bine. E 3. Opa. Era să fac o prostie. Simt că o ducem bine. Și că avem șanse. Să nu uit de music box. Perfect. O ducem super. Resetăm ventilația, la duct system ăștia nu mă deranjează. E chiar bine. Alo? What the f... Ce naiba se întâmplă? Ăsta uneori trece de acest snare. Ia. Da, bă, a trecut. Nu! Nu, era perfect! Era perfect! What? Cine e mă ăla? Stai așa că nu știu. Care m-a omorât? Ăsta? When the office heats up, she will appear in both halls at the same time. Close both doors to make her vanish. This won't work if the office... Oh my god. Cred că glumești. Ok, deci știu că în momentul în care e prea cald, mă omoară Jacko Chica. Însă Jacko Chica nu apare, dacă nu mă înșel, decât dacă apare animatronicul ăla foarte mic ce zice ceva pe acolo. Bă, e 3 dimineața. Suntem cam pe la jumătatea drumului. O ducem super. Deci chiar ne descurcăm. E bine de tot. Stai așa că... M-am pierdut puțin. Nu, încă suntem bine. N-am uitat închise ventilațiile. L-am blocat. Tipul ăsta care face sunetul de metal, am observat că apare uneori pe radar, dar foarte puțin. Pentru o secundă sau mai puțin. Și li se văd ochii aici înainte să te atace. Deci dacă n-apar pe radar, te poți uita aici ca și
Nu știu să te ajute, să-ți dai seama. Ok. Tipul ăsta de obicei trece prin zner. De-aia am închis repede acolo. Nu, nu! Te rog! Nu e nimeni. Punem aici ca și idee. Bă, nu știu, cred că ne-am descurcat bine. Am închis tot și am supraviețuit, cred. GG. Chiar m-am concentrat puțin și și până la urmă nu a fost un challenge greu acesta. Însă ok, 2000 score. Fascinating. Yes. Danke, nu ne dă așa mult score. Ne mai arată vreun cutscene? Sau ne-am învățat deja cu cutscene-uri? Cutscene, băieții mei! Stăm pe spate așa frumos. Anime-uri, băi Rafael. Bă, l-am mai văzut toată pe ăsta! Carerawa, monosugucu ocotteite, mizuni fori nagerareru to douji ni, carerawa watashi no tame ni kuru. Hai să vedem. Hidoi nioi mo. Nu, e ăla cu Fox, deci apar random. Watashi wa soko ni shizunda. 私がそこにいる間、私はビジョンを持っていたと思う。私は私の先祖に会った。彼らは生きていた時代がどんなに優れていたのか。そして最近は子供たちが権威を尊重せず、ビデオゲームに明け暮れ、ポテトチップスを食べる様子を教えてくれた。尊敬も規律もなし。私は彼らに礼を言うのをやめるように言った。私は人生において先祖のビジョンを探してきた。そしてついに、Foxy se uită la show-ul ei favorit? 私は実際に久々に馬小屋から集めていた紙を使ってアルパカの衣装を痛烈に作った。私は実際にはもともとかの窓の外で。いくつかの厄介な音作りを計画していたが、その後彼は飲酒の谷に落ちた。そしてそれは私の誕生日のようだった。誰かいないか、私はどうしてもトイレに行かなきゃいけないんだ。だからもちろん私は彼をトラックから引きずり出し、しばらくの間アルパカの糞で彼を巻き込んだ。とても楽しい。私は写真をオンラインで投稿したが、最初に友人に見せてもらう必要がある。誰にでもあんたの写真を見せることができる。そこにはたくさんの変人がいる。Cred că e același? De ce spun că nu a fost un challenge greu? Nu spun că să mă dau eu șmecher, știi că l-am trecut și n-a fost greu, știi, dar de fapt e greu, dar pentru mine e ușor că sunt bun, nu. Poți să recunosc că un challenge este greu sau nu, acesta nu a fost greu. Mediocru, până în punctul în care trebuie să exersezi puțin și ți iese. Dar pot să spun, clar m-a dus în FNAF-urile trecute, în FNAF-urile, în jocurile anterioare când recunosc, bă, ăsta e un joc greu, adică e pe bune treaba. Sau nu un joc greu, o noapte grea. Asta, nu. Știți care e singura chestie care mă deranjează? Și la sistemul acesta mă deranjează în... ca și idee principală. Sau să zic așa, în esență, fiți atenți. Reintrăm pe noaptea asta să vă arăt. Deci avem două sisteme noi adăugate în Ultimate Custom Night. Avem Vent System combinat cu Duct System. Deci ambele sunt în același joc, da? Bun, poate că Vent System a mai fost într-un joc anterior și Duct System tot așa. Dar ambele deodată mi se pare că n-a fost în niciun joc adăugat sau n-au fost adăugate. Vent System, ok, lasă-mă puțin să explic. Vent System, de fapt știți cum facem? Hai că e mai ușor așa. Ia să dau eu cancel și să intru pe jocul liber ca să vă arăt. Mă pisează foarte tare problema asta și este extrem de dificil. Fiți atenți, Vent System, când un animatronic îți vine și e închis ușița, s-a blocat. Băi, s-a blocat în ușiță, se resetează, da? Dacă trece prin ușiță sau dacă ai uitat-o deschisă, mai ai o șansă și poți să închizi aici. Deci asta știe toată lumea.
Dar duct sistemul este făcut extrem de prost. De ce? Problema e că ei în momentul în care se spawnează poate să-i redirecționez cu sunetul, da? Însă ce e cel mai enervant este că odată ce ei au ajuns aici, dacă tu le-ai închis ușa, cum e X-ul ăsta, nu pleacă, rămân aici și se mai duc puțin în spate și apoi vin la loc, se mai duc puțin în spate și apoi vin la loc și tot așa. Și este extrem de dificil în momentul în care ai un animatronic aici și altul aici, pentru că nu poți să deschizi ambele, nu poți să închizi ambele uși deodată, corect? Și am un animatronic e aici, pe cale să intre, iar altul aici. Și apoi ăsta avansează fix la ușă și celălalt se... și e foarte enervant. Înțelegeți? Foarte, foarte dificil. Vreau înainte să încheie episodul să testez ceva, pentru că am înțeles că dacă faci cald, ei se sperie, dar nu cred. Ia stai puțin. De fapt, nu. Stai, hai să facem altfel. Yes, dau escape și... deci ăștia 5, da? Îi punem pe 20 pe toți. Și vreau să văd dacă fac foarte cald. Mai vin peste mine? Adică pe dificultatea 20 se mișcă extrem de repede prin sistemul acesta. Corect? Și pornim heater-ul. Îi sperie? Ia. Wow, asta nu am știut. Nu prea îi sperie. Nu pe toți. Ăsta nu-l sperie. Dar poți să-l tragi așa cu sunetul. Bă, ești nebun, asta nu am știut. Și ia, dacă facem răcoare? Check this out. Wow, asta nu am știut și am jucat tot challenge-ul fără să știu, ești nebun. Wow, și dacă pornești hitter-ul? Oh my god. Ok. E un sistem dificil, înseamnă. Pentru că uneori ăștia se duc în toate direcțiile, știi? Și e un haos total încât nu mai înțelegi nimic, nu mai poți să-i prinzi pe toți în același cerc. Și după aia le bagi așa și prinzi de aici. Dar uite că nu-i sperie pe toți. Nu, cred că de la peste 100 de grade se sperie sau ceva. Wow, ok, n-am știut șmecheria. Oh, și poți să-i controlezi ușor. Ok, ok, dacă aș fi, cred că am și scuipat pe tastatură, dacă aș fi știut șmecheria asta, treceam și mai repede noaptea aia, cred. Dar am trecut și fără eu acest pont, da? Creepy Crawlies 2 nu a fost dificil. În episodul viitor nu știu dacă o să încercăm. Astea par dificile. Ăsta cel puțin pare înspăimântător. Toată lumea pe dificultatea 20. Old Friends. Ok. Nu știu. Mai facem ușor din ele. Vreau să le fac până la urmă pe toate. Ăsta cred că e cel mai ușor dintre toate rămase, cred. Ăsta poate și cu ăsta, nu știu. Dar asta pare ușor. Rămâne de văzut. Dacă v-a plăcut episodul, uitați să apăsați butonul de like, băieți, pentru că eu chiar apreciez când voi susțineți seria. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!